Fiscul a luat în vizor influencerii. Inspectorii ANAF îi vor verifica pe cei care fac bani din Facebook, Instagram, YouTube sau TikTok. Totul pentru a afla dacă veniturile lor impresionante sunt impozitate de stat. Mulți dintre creatorii de conținut spun că nici nu știu măcar că ar datora vreun leu statului român. Influencerii au intrat în vizorul celor de la ANAF. Inspectorii vor demara o campanie pentru a afla cine și cât câștigă prin intermediul platformelor sociale. Orice creator de conținut din social media abia așteaptă să simtă că suflarea statului sau a unei instituții care reprezintă statul într-un fel sau altul, că suflarea aia vine așa peste ei și le strâmbă feng shui un pic. Vor fi verificați toți, însă vizați vor fi cei care încearcă să păcălească statul și nu își declară veniturile. Ca orice piață unde e multă lume, unii știu foarte bine ce au de făcut, dar marea masă, long tail-ul, din ceea ce înseamnă piața de influencer marketing, n-au nici cea mai mică legătură. Pe lângă influencer sunt vizați și cei care activează în industria muzicală, media, IT, gastronomie și călătorii sau vlogării. Majoritatea nu dispune de cunoștințe cu privire la legislația în vigoare, spun specialiștii. Mai degrabă să avem cum să facem în orice țară civilizată o perioadă tampon, nu știu, de 6 luni, un an, în care să facem o fel de simulare a acestor sancțiuni, să vedem și cum funcționează treaba asta. Pentru că mie mi se pare de extraordinar de multe ori, mai ales pe zona digitală, că statul, instituțiile astea, sunt un fel de diriginte, care el știe ce e mai bine pentru copii, fără să-i întrebe nici pe ei, nici pe părinți. Experții din social media spun că statul ar trebui inițial să demareze o campanie de informare a acestor contribuabili și abia apoi să vină cu amenzi.